Știați oare că în Republica Moldova există o bancă de țesuturi și că acolo se păstrează piele, țesuturi osoase și cornee? Ei bine, următorul invitat este doctor habilitat, este și profesor universitar și directorul băncii de țesuturi din Republica Moldova. L-am invitat astăzi pe domnul Viorel Nacu, specialist în inginerie tisulară și terapie celulară. Cuvinte grele pentru poporul nostru moldovenesc. Bună seara și bine ați venit, domnul Nacu. Bine v-am găsit. Vă invit să luăm un loc, să depănăm sau să desfășurăm aceste denumiri grele, poate, pentru creierul moldovenesc, pentru că, bine, eu când mă pregătesc de cine vine la noi, eu știam de existența băncii de țesuturi, dar cred că pentru unii care ne privesc acum e wow, dar ce e asta? Ce, există așa ceva? Spuneți-ne și nouă, ce înseamnă o bancă de țesuturi și ce depozitează acolo? O bancă de țesuturi, deci, a fost creată în 2011, s-a început crearea ei, în baza unui laborator de țesuturi scheletice, adică de os, care a existat din 1963. Deci, actualmente, medicina, să zicem, în cazul când organismul nu poate să-și recupereze de sine stătător unele defecte, necesită un ajutor. Și în acele cazuri când nu poate fi efectuate, să zicem, aceasta cu medicamente sau alte produse, se utilizează transplantul. Deci, poate mai mult se cunoaște de transplantul de organe, fiindcă este o publicitate mai mare la aceasta, se discută mai mult, dar se face și transplant de țesuturi. Deci, în caz de defecte tegumentare, de diferite țesuturi, să zicem, aceeași piele, os, ligamente se înlocuiesc, cornee, în caz când sunt probleme cu cornee, să zicem, diferite maladii care, la care cornea își pierde transparența, deci ea trebuie să fie înlocuită ca pacientul sau persoana să poată să-și recapite văzul. Am înțeles. Dar bănuiesc că o bancă normală pe care ne-o imaginăm noi arată ca ceva în care poți să păstrezi acel ceva, da? O bancă de țesuturi cum? Da, exact. E același lucru, e bancă de a păstra diferite țesuturi, însă nu include pur și simplu păstrarea, deci echipa băncii de țesuturi face și prelevarea de țesuturi, procesarea, deci după anumite tehnologii și ulterior păstrarea. Și după ce se dovedesc a fi țesuturile inofensive din punct de vedere a careva infecții, ele pot fi transplantate deja în diferite instituții medicale la care sunt eliberate pentru a fi transplantate pacienților. Din ce rezerve își creează banca de țesuturi aceste depozituri de țesuturi? Sunt donatori vii și sunt donatori decedați. Deci există un sistem organizat de Ministerul Sănătății prin intermediul Agenției de Transplant. Deci sunt spitale care sunt coordonatori de transplant, care și selectează, să zicem, potențialii donatori. Se discută, dacă este vorba de donatori în viață, se discută cu donatorul dat, dacă este vorba de donatori decedați, se discută cu rudele acestora. Și atunci când de gradul întâi sau rudele contează de gradul întâi, dacă nu sunt acestea de gradul întâi, pot fi și de altul grad, dar de obicei, sigur că sunt cele de grad întâi. Și numai cu acordul lor, atunci se face o prelevare de organe sau țesuturi în dependență de, donatorul ce ar putea să doneze și rudele care acceptă sau nu donarea. Și numai după aceea, deci sunt chemați echipa băncii de țesuturi care merge și face prelevarea de anumite țesuturi atunci când este necesar și când la ceea ce se poate de, face prelevarea aceasta. Și practic salvează vieți. Sigur că salvează vieți sau îmbunătățesc semnificativ calitatea vieții. Da, pentru că e vorba de lucruri mai mici. În combustie, când se fac, sunt suprafețe de arsuri mari și se utilizează pielea aceasta, deci este ca un pansament mai mult biologic, dar oricum previne pierderi de lichide, să zicem așa, și într-adevăr ar putea să salveze vieți. Îmi imaginez, adică nu știu dacă aș avea curajul să fac o excursie prin o astfel de bancă, dar cei care ne privesc acum, probabil, cum arată toată asta? Adică, probabil, sunt containere. Nu e nimic, da, cele sunt în containere, nu... Deci nu e nimic,
să zic, înfricoșător în banca de țesuturi. Nu, absolut nimic, deci este... Sunt procesate, sunt împachetate, adică nu arată nici cum așa. Nu ca în filmele acestea, eu știu, nu știu, de groază sau ceva. Da, deci întreb pentru că aș fi vrut să ne spuneți ce atitudine ar trebui să aibă populația Moldovei când audă de astfel de lucruri care pot fi posibile. Pentru că unii ei, cum să iau eu alt corp sau altă bucată din cineva și să-mi pun... Da, dar... Asta se face atunci când nu este posibil de a face cu țesuturi locale. Uh-huh. Sau traumatismul la care este supus pacientul, deci chiar dacă se poate, deci de a lua din altă regiune pentru a face transplantul acesta, aduce un prejudiciu, să zicem, mai mare pacientului. Și atunci, pentru a evita două intervenții chirurgicale, care una ar fi de prelevare dintr-o regiune și transplantare în altă regiune, se utilizează atunci alogrefile. Domnul Nacu, știm că sunteți și cercetător. Care ar fi inovațiile de care sunteți așa cel mai mândru? Deci în 2007 a fost creat un laborator care se numește Inginerie Solară și Culturi Celulare, deci împreună cu administrația Universității și Academiei de Știință, deci care este îndreptată spre a face cercetări în domeniul, se numește medicina regenerativă, așa, care este îndreptată spre a regenera. Din denumire, și aceasta include terapia celulară, terapia genică și ingineria tisulară. Deci încercăm să găsim tehnologii noi pentru a regenera țesuturile și organele prin utilizarea celulelor stem, deci sunt celule care dau naștere la alte tipuri de celule și pot fi utilizate sau ca celule sau în combinație cu țesuturi. Deci asta o să fie, sau sunt obținute o matrice sau un suport pe care se cresc celulele acestea. Deci astea deja sunt structuri obținute prin inginerie solară, deoarece conține un component tridimensional pe care se cultivă celulele și în dependență de țesuturile care dorim să le recuperăm, să zicem este piele, atunci se cultivă fibroplaste, keratinocite, deci pentru a face o structură care este asemănătoare pielei normale. Deci, ca să înțeleg, creați piele în afara organismului, ca această bucată de piele? Da, creată în afara organismului, se utilizează celulele pacientului, deci carcasa aceasta este străină, poate fi alogenă sau poate fi genie sintetică, obținută prin printare 3D sau prin alte tehnologii și pe ele se cultivă celulele pacientului. Și atunci, grefa aceasta care se transplantează, ea este... primită, să zic, de organism, compatibilă ca ceva, este compatibilă, este ca ceva a ei, fiindcă celulele care comportă și imunogenitatea aceasta sunt ale pacientului, să zicem așa. Mă bucur că aud lucruri din astea, pentru că de obicei mă uit la programe TV care vorbesc despre lucrurile astea și zic e wow, adică aud asta din alte țări și mai puțin din Moldova. Și e bine că invităm oamenii ca dumneavoastră care ne mai deschid orizonturile și zic că avem și noi acasă, deci lucrăm și noi la chestii din astea. Trebuie de investit în tehnologii, clar că în Republica Moldova poate sursele financiare sunt, să zic, nu așa mai de mari, restrânse. Dar oricum, fără știință nu este dezvoltare și țările care investesc în știință, cum sunt Statele Unite, Japonia, Germania, ăștia și exportă tehnologii și fără a investi în tehnologii nu le poți avea. Ori trebuie atunci să le procuri sau, dacă vorbim de pacienți, trebuie să meargă peste hotare pentru a utiliza tehnologiile acestea. Ce probabil aveți și o echipă cu care lucrați. Da, singur, sunt o echipă, nu lucrez eu și la banca de țesuturi și aici sunt medici care activează în laboratorul, deci sunt doctoranți care fac teze în cadrul laboratorului, sunt cercetători științifici care efectuează aceste cercetări. Deci, în afară de cercetări pentru restabilirea pielei, deci se utilizează celulele stem în autologii și în mândă osoasă pentru în neconsolidări osoase. Atunci când nu are loc o regenerare a osului, se introduc tot celulele pacientului pentru a stimula regenerarea în artroze și în alte maladii. Acum, mai recent, deci ultimul proiect de instituțional, deci care este finanțat, este încercarea de a obține țesut hepatic prin inginerie tisulară. Deci noi
scoatem, să zicem, decelularizăm țesutul, ficatul, și apoi încercăm să-l recelularizăm cu celulele sănătoase, adică care... Da, a pacientului. Și, da, e sigur că astea sunt tehnologii de viitor, asta nu înseamnă că la anul o să facă deja la oameni transplantul acesta, dar în lume sunt deja tehnologii și prin printarea 3D de obținerea organelor, încă sunt prototipuri, nu sunt definitivate, dar sperăm că cu timpul va fi posibil. E un pas înainte, oricum. Câți dintre, domnul Nacu, dintre tinerii noștri sunt interesați în astfel de cercetări? Sunt interesați tinerii, sigur că noi avem tineri foarte buni, deștepți, cu capacități și posibilități. Părere de rău, o problemă majoră care este finanțarea care o avem și salariile care le au tinerii aceștia și atunci, cu mare părere de rău, deci o mare parte din ei și cei mai buni pleacă. Și asta e... Sigur, cu impediment, în laboratorul care îl conduc, deja de două ori s-au schimbat echipele, practic, integral. Deci, din cauza că sunt deja cei care absolvesc Universitatea de Medicină, deci 6 ani fac studiile, mai fac 4, 3 sau 5 ani rezidențiatul și atunci, având 30 de ani și ceva, sigur că nu poate să lucreze cum se întreține. Asta este partea, să zicem, mai trist a... Da, da. Da, suntem conștienți că există așa ceva și nu avem cum să evităm subiectul, că na, e despre țara noastră. Ce vă doriți dumneavoastră personal? Un proiect la care aspirați și v-ați dori să-l duceți până la bun capăt? Asta și este proiectul, este Banca de Țesuturi și este Laboratorul de Inginerie Solară. Deci în Banca de Țesuturi preconizăm, însă ca și orice este legată puțin de finanțare, ca să mai introducem niște tehnologii noi de procesare a grefelor. Deci am introdus deja și începem deci de utilizare în bancă, fiindcă banca de țesuturi este destinată numai tratamentului. Deci nu este pentru cercetare. Deci noi se utilizează grefele în clinicile, să spunem, în spitalele pentru tratament și s-a implementat de ceea ce s-a mai făcut în laboratorul de inginerie solară și de alții anterior, terapia săgeasă celulare în diferite maladii scheletice, introducem cultivarea fibroblastelor pentru pacienții arși, deci astea sunt deja tehnologii care noi le-am introdus din sau le-au transferat din laborator deja în practică. Dacă ar fi tineri sau studenți sau doritorii de să vânta în ale medicinei, care ar fi interesați în astfel de proiecte sau cercetări de genul ăsta, ce le-ați sugerat? De ce abilități au nevoie ca să se implicheze? Deci sunt numai medici, sunt tehnologii care necesită cunoștințe nu numai în medicină, dar și biologie moleculară și genetică și biochimie, fiindcă în a cultiva în afara corpului careva celulele, evident că ele necesită o alimentare normală, să zicem, ca să supraviețuiască și atunci sunt implicați mulți factori, factori de creștere, molecule și așa mai departe, care tot se necesită de a le cunoaște pentru a progresa, să zicem, în această direcție. Da. Domnul Viorel Nacu, noi vă mulțumim tare mult. E un domeniu important pentru noi și interesant și vă așteptăm și data viitoare cu alte noutăți, poate. Să aveți un an cu cercetări reușite, să zic. Da, mulțumesc. Și cât mai multe, nu știu, depozite la păstrare acolo în bancă, da, în banca de țesuturi. Numai bine. Da, vă mulțumim mult.